poți să-mi spui. Vedeți ce-mi face? Știu, da. Nu le spune ce-o, ți-am spus ție. Te rog frumos, filmezi, da? El e Tudor Chirila și pleacă. Te așezi pe astea lume să te scoți din șapte mume. Una să te facă în vatră, una în potop de piatră, una într-o zi de luni, una în casa de nebuni, una în mănăstirea Șchioapa, una printre porci într-oacă. Urlă șase ceare, fa, tu să fii al șaptelea. De ți-a țin dușmanii calea, ține-i dar numărătoarea. Unu, cap de sărbătoare. Unul încă la răcoare, unul dar tor pe răscoale, unul dar te adura în mare. Unul miez de codrideș, unul pui de munte pleș. Un drăgură faptă rea, tu să fii al șaptelea. De te-i duce cu vreo fată, fie șapte s-o petreacă. Unul inima albastră, unul ca să se plătească, unul bâzăind ca musca, unul care gardă fusta, unul care-i știe rostul, unul ce nu ține postul, ca la miere să se dea, tu să fii al șaptelea. Să bruma peste vii. De ce nu-mi vii? De ce nu-mi vii? De ce nu-mi vii? Vino iar în al meu braț, să te privesc cu mult năsați, să rază-mi dulce capul meu de sânul tău, de sânul tău. Aminte cum pe atunci când ne plimblam pe văi și lungi, te ridicam de sub zeori, de atâtea ori, de atâtea ori, de atâtea ori. În lumea asta sunt femei cu ochi ce-i zvorăsc scântei, dar oricât ele sunt de sus, ca tine nu-s, ca tine nu-s. Căci tu înseninești mereu viața sufletului meu, mai mândră decât orice stea, iubita mea, iubita mea, iubita mea. Salut, sunt Zoltan Butuc și pe 8 iulie vă aștept cu ceea ce am numit pitroceli muzicale pe poemele altora și cu povestiri minerești de Ide Sârbu. Ide Sârbu din nou în televiziune după 32 de ani. În cadrul Stalgiunii Teatru în TVR, vineri 8 iulie, de la 8:30 seara. Vă aștept!